Bine ați venit, domnul președinte. Dacă veneați mai devreme, vă făceam aici la reprezentant, da? În biserica aceasta a fost domnul Iliescu și domnul Constantinescu. Am înțeles. Și aluzia, toate au fost cu noroc. Am înțeles aluzia. Bine ați venit, vă doresc multă sănătate. Mulțumim frumos. Teodor, pentru sănătate și am avut onoarea să mai dau o dată cu mâna dumneavoastră când ați la perioada când am venit. Teodor Meleșcanu, candidatul independent la alegerile prezidențiale, a venit ieri în municipiul Târgu Jiu. Acesta a fost prezent mai întâi în piața centrală la Festivalul Toamnei, după care a făcut o remarcă despre sarmalele puse la fiert în piața prefecturii. Lipsește afumătura, lipsește varză în plus și lipsește chiar și câteva roșii care se puteau pune deasupra. Meleșcanu s-a oprit și pe Alea Celebrităților. Puteți să mă faceți lângă Sergiu Nicolaescu, pentru că am fost coleg cu el de bancă la Senat, așa că mă simt foarte în apropiere, da. Dumnezeu să-l odihnească. Fostul șef al SIA a vorbit la Târgu Jiu despre candidatura sa la președinție. Am două obiective. Relansarea economică a României, care trebuie făcută cu sprijinul guvernului. Și cea de-a doua, funcționarea eficientă a instituțiilor statului român, inclusiv prin reducerea numărului de parlamentari la 324, reducerea mandatului președintelui de la 5 la 4 ani și organizarea de alegeri împreună pentru Parlament și pentru președinție. În timpul vizitei electorale, acesta a fost oprit pe stradă de o femeie din Târgu Jiu, care s-a plâns că și-a pierdut vederea, întrucât pensia nu îi ajunge nici pentru medicamente.